Performanța nu are vârstă, a demonstrat-o în weekend antrenorul de judo de la Clubul Copiilor din Râmnicu Sărat, George Stoian. El a cucerit medalia de aur și titlul de campion național la categoria 45-49 de ani la campionatul de judo veterani de la Focșani. La competiție au participat 85 de sportivi de la 27 de cluburi din țară și din capitală, sportivi de performanță și foști componenți ai lotului național, care altădată apărau culorile României. George Stoian activează de 25 de ani la Liceul Teoretic Ștefan cel Mare din Râmnicu Sărat, iar de 2 ani antrenează grupele de inițiere în judo de la Clubul Copiilor. De asemenea, George Stoian pregătește și o grupă de performanță la CSM Râmnicu Sărat.